se pedalează foarte mult pe această, mă rog, formulă de cumpărare, trădare și așa mai departe. Asta pentru că există un echilibru. O știre, mă rog, neasumată, deci o știre că s-a fost câștigat un vot cu 1 milion de euro. În ce măsură credeți că trecerea sau căderea moțiunii va afecta cursa prezidențială? Da, eu spuneam și de o parte și de cealaltă. Deci. Spuneam, da, și convenisem că de fapt nu avem un punct aici pentru președintele Iohannis, nu? Direct interesat de trecerea moțiunii, dar mai complicate sunt, că cred eu, lucrurile în tabăra cealaltă, tabăra PSD-ul, în tabăra, mă rog, candidatului prezidențial Viorica Dăncilă, pentru că până la urmă eu aș spune că nici căderea moțiunii, nici trecerea moțiunii nu e un foarte mare avantaj pentru candidatul numit Viorica Dăncilă. Mă rog, și aș putea sigur să detaliez. De ce spun că nu e un mare avantaj? Pentru că și într-o formă și într-alta, în perioada următoare, tot Viorica Dăncilă rămâne premier. Corect. Teoretic mai este și a treia variantă în care toate guvern forțele... minoritar. Aia a patra, guvern minoritar PNL, ar fi și varianta în care toate forțele în afară de PSD să se unească și să avem un guvern de quasi Uniune Națională la care să contribuie și pro-România. Cum ar fi să intre doamna Bircea la justiție, nu? O chestie de genul ăsta, dar să intre și pro-România. Alde a declarat că nu va intra, dar un pro-România plus un UDBR ca să coloreze. UDBR a zis și chiar mai cunor că nu intră la guvern. Nu intră nici ei. Și atunci am avea această variantă în care să fie și pro-România, pentru că never say never. Știm foarte bine că în istoria politică a României am avut asemenea schimbări de ultim moment. Mă aduceți aminte de soluția imorală la vremea respectivă în 2005. 4, da, 2004, alegerile 2005. Astfel încât, dacă pică moțiunea, sunt foarte multe variante. Cea mai puțin probabilă, cu siguranță, este cea a alegerilor anticipate. Eu tocmai vreau să continui să spun că, deși discutăm despre variantele de guvern în cazul în care trece moțiunea, de fapt, ipoteza trecerii moțiunii este una mai puțin probabilă decât cea a păstrării guvernului. Moțiunea nu trece, guvernul se păstrează. S-a mai vehiculat și Dudu Ionescu. Cine? Dudu Ionescu. Ca nume. Dudu Ionescu? Da. Consilierul prezidențial pe probleme de securitate. A fost ministru de interne, da. A fost PNCCD, deci... Avem o listă, numai din lista de prim-ministri facem un întreg guvern. Facem un guvern de prim-ministri. Și dacă pică moțiunea, da, sigur, Viorica Dăncilă trebuie să vină cu un guvern restructurat. E posibil să-l vedem pe Victor Ponta, din punctul meu de vedere, în noua structură a guvernului. Nu cred. Să intre în guvern pe el personal? Nu, el. Vezi, dar pe doamna Dăncilă, dacă pleacă, unde o vedeți? La Bruxelles nu o vedeți? Că e o discuție întreagă. Prin e cam ciudată povestea.